Dominus fortitudo plebis sue, et protector salutarium Christi sui est. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, semănătorul este Hristos. Iubiți frați și surori în Hristos, dragi radioascultători, când ascultăm parabola semănătorului, aproape că firesc, încercăm să vedem ce fel de teren suntem noi, prin atitudinea noastră față de cuvântul lui Dumnezeu. Dar vă propun în această dimineață să ne oprim asupra semănătorului, care este esențial această figură. Mult mai important este să-L recunoaștem pe Hristos în semănător, decât să ne recunoaștem pe noi într-un teren sau altul. Este adevărat, în parabolă, semănătorul nu are decât un spațiu mic, primul verset. Iată, semănătorul a ieșit să semene. Dar este suficient pentru a ne da seama că nu se aseamănă cu ceilalți semănători. Care semănător, într-o economie normală, nu este atent la locul unde aruncă sămânța? Care își permite să risipească sămânța, aruncând-o lângă drum, în pământ pietros sau printre spini? Semănătorul din parabolă este diferit de toți ceilalți, pentru că este Hristos. El seamănă cu generozitate, la dreapta și la stânga, fără a face calcule. Poate fi acuzat chiar de faptul că risipește sămânța. Dar așa este Dumnezeu. Nimeni nu-L poate schimba. Este un Dumnezeu generos. Dă dovadă mereu de o generozitate stăruitoare, încât am putea spune că risipește. Să revenim la parabolă. Iisus vrea să se definească pe sine și să-și definească propria misiune. În jurul lui s-a adunat o mare mulțime de oameni, care era oarecum nedumerită cu privire la identitatea și misiunea sa. Părea să fie cel așteptat, dar modul său de a acționa nu-i mulțumea. Domnea o atmosferă de nesiguranță. Erau surprinși. Pentru ce nu se impune? Pentru ce nu trece direct la acțiune? Se înconjoară de persoane obișnuite. Este gata să ierte pe oricine. Se arată prietenos cu păcătoșii și stă la masă cu ei. Este înțelegător față de cei care ar trebui condamnați după legea Vechiului Testament. Dar mai ales, raza acțiunii sale poate fi redusă doar la lucruri care nu-i priveau pe ei, nu priveau așteptările lor. Sfera politică părea să nu-l intereseze. Vorbește de o împărăție, dar nu are curajul să abordeze problema dominării romane. Ar trebui să-și definească poziția. Prin parabola proclamată la această sfântă liturghie, Iisus vrea să ne spună că El este Mesia, dar nu în felul în care își închipuiau ei. El nu a venit să judece, ci să mântuiască. Misiunea lui este pusă sub semnul semănatului, nu al secerișului. Parabola ne proiectează nu către viitor, ci către prezent. Împărăția lui Dumnezeu este aici, chiar dacă este ascunsă, dar a început deja și înseamnă a semăna, nu a secera cum așteptau ei. Iisus este semănătorul și a început deja lucruri. Din cele spuse până acum, se impun câteva aplicații practice. Noi de multe ori suntem neliniștiți, văzând că acest cuvânt al Evangheliei este greu primit de
cei care ne ascultă. Și ne putem întreba pe bună dreptate, de ce atâta efort în zadar? Merită să continuăm semănatul când rezultatele sunt atât de modeste? De ce atâtea sacrificii, atâtea speranțe zadarnice? Ne-am obișnuit să fim preocupați de rezultate, să facem calcule și poate să neglijăm semănatul. Parabola ne invită să nu ținem cont de aparențe. Noi suntem chemați, după exemplul semănătorului Hristos, să semănăm indiferent de rezultat. Mai mult, rezultatul îl avem deja în munca de vestire a Cuvântului lui Dumnezeu, care, așa după cum spune scrisoarea către evrei atât de explicit, este viu și plin de putere și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri. Iată așadar, iubiți credincioși, toți trebuie să semănăm Cuvântul lui Dumnezeu, toți trebuie să proclamăm Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de rezultat. O a doua aplicație. Așa cum am văzut în parabolă, semănătorul nu alege terenul. Nu hotărăște el care este teren bun și care este teren rău, care teren poate să producă imediat și care teren nu merită să se piardă timpul cu el. Terenul adevărat se descoperă după semănat, nu înainte de semănat. Iată un lucru foarte important pe care trebuie să-l reținem. Ce frumos ar fi dacă toți creștinii, toți cei care trebuie să vestească Cuvântul lui Dumnezeu, ar înțelege aceasta. Nu noi trebuie să împărțim lumea în diferite categorii, ci noi avem datoria de a semăna pretutindeni, chiar risipind. Să nu uităm că sămânța care este Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a transforma terenul. Poate sfârâma până și stânca. Poate deschide o trecătoare pe drumul bătătorit către inima omului, pe care o poate schimba din inimă de piatră într-o inimă de carne. Sămânța nu se resemnează condițiilor vitrege pe care le găsește, ci Cuvântul lui Dumnezeu, care este sămânța, are puteri creatoare. Noi trebuie să încercăm toate terenurile. Trebuie să aruncăm sămânța pretutindeni. Trebuie să învățăm de la Hristos să fim generoși în a semăna. Sămânța este cu adevărat pierdută atunci când rămâne în mâna închisă a semănătorului și nu atunci când este aruncată pe un teren aparent neproductiv. Și o a treia aplicație. Fiecare dintre noi trebuie să fim receptivi, deschiși la Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să primim acest cuvânt al lui Dumnezeu într-o inimă umilă și simplă, asemănătoare cu cea a ucenicilor lui Isus și nu cu o inimă arogantă ca a fariseilor și cărturarilor care l-au refuzat pe Hristos, rămânând închiși în prejudecățile lor. Odată, cardinalul Angelo Comastri, vicar general al Sfântului Părinte Papa pentru Vatican, însoțind-o pe fericita Maică Tereza de Calcuta, a fost martorul următorului fapt. Un om din serviciul de ordine s-a apropiat de el cu fața tulburată și i-a zis: Părinte, nu știu ce mi se întâmplă. Mi se pare că Dumnezeu mă privește prin ochii acestei maici. Și mi-a arătat-o, spune el, pe Maica Tereza de Calcuta, retrasă într-un colț, rugându-se. Mai târziu, spune cardinalul, i-am povestit Maicii Tereza, care cu o simplitate dezarmată a răspuns. Spune-i că de mult timp îl privește Dumnezeu. El nu a observat decât astăzi, pentru că a făcut un act de umilință și ochii săi, slavă Domnului, s-au deschis la lumină. Da, iubiți credincioși, pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne privește cu iubire. Dumnezeu așteaptă de la fiecare dintre noi, printr-o atitudine simplă și umilă, să-L observăm și să-I deschidem inima.
Așadar, iubiți credincioși, dragi radioascultători, să ne rugăm pentru ca și inimile noastre să se deschidă. Lumina Cuvântului lui Dumnezeu este gata să intre, iar brațele lui Dumnezeu sunt deja deschise pentru a ne îmbrățișa. Amin. Et benedicere ditati tue, et rege os, usque in seculum.